Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Bună seara, fresh! Ultima zi de primăvară, mâine, prima zi de vară, începe vara. Iar vara asta se poartă femeia modernă, autentică, independentă, așa ca Dea Maxer. Și eu vreau să fiu ca Dea Maxer. Ce prezentare frumoasă, ești atât de fresh de fiecare dată, Anisa. Și tu ești foarte fresh, deși ești nemachiată. Păi, de-aia sunt fresh, cred că, nu? A, datorită faptului că nu port make-up astăzi. Da, folosești. Mă bucur tare mult să fim împreună. Dar sunt cu un motiv nemachiată acum. În primul rând, pentru că așa îmi place să mă port atunci când sunt în timpul liber. Și la TV, de obicei, nu? Ne facem frumoase și scoatem frumusețea în evidență, punctele noastre forte, dar acum am venit nemachiată pentru că vreau să vă arăt rutina mea de îngrijire astăzi, da? O să vedeți, rămâneți alături de noi. O să ne înveți și să facem bani, să avem propria noastră afacere. Da, pot să dau niște ponturi așa din casă. Ai o oportunitate pentru noi. Da, așa și este. Ne putem înscrie chiar în echipa ta. Mm-hmm. Să fim copiii tăi așa cu toții și după aia să avem și noi copiii noștri la rândul nostru și să ne mărim afacerea. Suntem să fim o mare comunitate familie de femei foarte faine și care moderne se susțin între ele. Femei moderne care fac bani, da. Perfect. Mm-hmm. Femei moderne care fac bani în această vară. Începe Fresh Access. Stoian, sunt Fresh Vlog. E Anisa Săndulache în spatele meu care râde. Suntem la un eveniment al Dei Maxer. Doamna Maria este foarte drăguță, uite, se vede. Și am invitat-o. Doamne, vă machiați sau nu vă machiați? Nu, așa mă trezesc eu dimineața. Pensate, gata? Aveți pe cineva care vă pensează? Da, în somn. În somn, vă pensează în somn? Maria, tu ce încarnețel? Încarnețel am, în primul rând, să-mi fac ordine în viața mea, care este puțin dezordonată la momentul ăsta, din pricina evenimentelor de anilor trecuți. Și sunt convinsă că am să reușesc. Maria Buză pentru Fresh Blog, Fresh Access, a 7 TV. Să rămână, ce mulțumim mult! Mult drag! Sunt foarte multe doamne interesate în zona asta de beauty, de cum să arate mai frumoase decât sunt, cum să iau te în spatele meu. O parte din cele mai frumoase doamne din București. Așa, iar aici, ia hai să vedem, dacă nimerim, este, ia uite, pentru doamne care mănâncă vegan și care mănâncă, cum să spun, numai cu natural și așa mai departe, numai produse de patiserie. Ia uite, astea sunt, nu? Lumea bună, în general, socializează la chestia asta, să mai schimbă păreri, să mai schimbă rețete, să mai schimbă una, să mai schimbă alta, să mai schimbă vremea, să mai schimbă timpul. Uite, fetele fac poze, uite-o pe Anisa, Dana Neac și DJ Hara. Uite, uite, uite. Aici, voce de aur. Așa și de vocea de argint. Exact. Da, Maria Buză, fetele mele dragi. Tot să învățăm cum fac banii mai nou, femeile moderne, cum ne facem. Da, da, da. Putem să facem împreună, dar bineînțeles trebuie să fim echipa mea. Păi, în echipa ta. Da, da, da. Anisa Săndulache, Fresh Access, a 7 TV. E cu mine în echipă. Vreau să-i fac o propunere acum, da, live să se registreze. Plec în America să reprezint România în Miami, da, împreună cu firma de beauty și vreau să-mi fac și rochia pentru poporul roșu. Yes! Da, trebuie să fii la atelier. Vă pupăm! Ești la Fresh Vlog, Mircea Stoian. Ok, hai să-ți povestesc ce se întâmplă aici. Ia, hai! Uite, hai am pregătit pentru toate doamnele din București așa cele mai în vogă produse de machiaj. Sunt produsele pe care eu le promovez, este businessul meu. Fondul acesta de ten ne scapă de filtrele de pe Instagram, da? Să așa nu mai fim false, să fim naturale. Uite, ăla de în oglindă eu sunt. Da! Și asta e ideea. Salut! Aici sunt niște produse pentru doamne, multe.
iar pe terasă sunt doamnele. Ăsta este soțul Dinu Maxer. Este soțul de ei. Suntem în vlog, domnul Seței, da? Suntem în vlog, continuăm. Nu mi-ai zis de lasă, vină voi. Mirela Năsturică este alături de mine. Să rămână, a? Astăzi trebuie să ce verde este, doamna Mirela Năsturică. Da, da. Da? Am zis să fie o pată de culoare. Verde ca iarba proaspătă. Verde precum greierașul. Da, noi ne-am simțit cam bine la acel eveniment, am socializat, ne-am machiat, ne-am bucurat și am adus produsele aici în platoul Fresh Access. Dea, felicitări, a fost un eveniment reușit. Mulțumesc, a fost primul meu eveniment oficial, am mai fost invitată la câteva evenimente înainte de acesta, dar ca și sponsor, cu, bineînțeles, cu produsele acolo expuse către testare, pentru că practic nu le vând atunci când merg cu standul, eu doar le promovez, o să îți spun și cum putem intra în posesia lor, evident, dar acum a fost evenimentul meu în care eu am pus suflet și eu mi-am invitat acolo oamenii dragi, m-am bucurat tare mult să mă revăd cu toți după mai bine de 2 ani de zile în care n-am mai avut astfel de evenimente și mă bucur că ceea ce fac acum a ajuns la urechile tuturor și chiar mulțumesc pentru invitație. Deci tu practic acum faci bani în plus, ai un venit suplimentar din produse de înfrumusețare, de îngrijire și de curățenie. Da, pandemia m-a speriat, atât pe mine cât și cred că pe mulți dintre noi, viața unui artist este incertă, nu știm exact când vor fi și câte evenimente vor fi luna viitoare, să spunem, da, în perioada următoare. Așadar, mi-am dat seama că pe lângă ghidajul soțului meu prin viața artistică, da, eu trebuie să mai găsesc ceva de făcut. Eu am terminat jurnalismul, am avut diferite tentative de a-mi deschide business-uri, am făcut cursuri de instructor sportiv și sunt instructor aerobic. Mi-am deschis o sală la un moment dat de aerobic belly dance. Dar pentru că știi că eu au fost înghețate cumva toate zonele, da, astea. Da, pe parcursul timpului am renunțat la ele. Mi-a trecut prin cap să fiu și nail artist. Am vrut să fiu trainer, am făcut cursuri în domeniu. Dar tu poți să faci orice, măcar ți-ai dat seama, făcând atâtea, că tu chiar poți să faci lucruri, dar nu te bagi niciodată în ceva în ce nu ai face extraordinar de bine. Cred că toți ar trebui să încercăm în ceva, în mai multe domenii, cât să ne găsim calea undeva. Soțul meu are o vorbă, bineînțeles, cred că preluată de pe undeva. Da, salutăm pe Dinu. Are o vorbă foarte, foarte mișto. Să faci în viață ceva ce-ți place, iar dacă mai faci și bani din asta, e rețeta perfectă. Și când ai spus de business-ul ăsta în frumusețe, ce ți-a zis? N-a avut tocmai încredere, pentru că este un domeniu de vânzări directe online și cumva a fost așa. M-a încurajat, dar nici nu era sigur să mă lase să investesc în treaba asta, pentru că eu chiar am investit, dar în momentul de față ofer posibilitatea oricărei femei să facă acest business în domeniul de frumusețe, să fie consultant, practic, pentru niște produse cosmetice, da? Fără investiție. Deci este un business fără investiție pe care poate să-l practice oricine, și femeie și bărbat, pentru că Dinu, de exemplu, face business-ul alături de mine. Da, am văzut că te-a susținut și la eveniment și ce mândru era de tine. Da. Da, și a spus ceva de genul că te las să faci ce vrei, dar să nu mă coste prea mult, nu? Să nu faci prea mulți bani. Am zis eu că în spatele oricărei femei de succes este un bărbat care spune: draga mea, te susțin, dar vezi să nu cheltui prea mult. Iar Dinu este, da, cred, da, că cel mai economic și super preventiv așa bărbat pe care îl cunosc. Adică nu investește în orice, calculează orice înainte, e săgetător. Da, da, cine îl plimbă la Miami acum? Da, dacă Dinu m-a ghidat și m-a lansat în lumea artistică, acum în domeniul de vânzări și cosmetice și beauty, eu îl iau pe el de mână și îl duc către Miami, pentru că vom reprezenta România în America, în Miami, împreună cu top 3 directori în această companie. Noi avem cea mai rapidă ascensiune și așa ne-am calificat pentru această plecare și mergem la gala globală de acolo, abia aștept să... Dacă o să am niște imagini frumoase, cu siguranță o să vi le aduc și vouă. Da, 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 facem un Skype ceva, găsim o variantă să vă salut acolo. Spune-mi, tu ai testat produsele înainte, le-ai folosit, câștigi mai mult decât câștigai făcând reclamă pentru diferite branduri, pentru că tu fiind persoană publică cu foarte mulți urmăritori, aveai posibilitatea, contracte, la care am renunțat.
pentru că eu cred că în fața oamenilor trebuie să avem credibilitate atunci când facem recomandare de un produs, da? Și nu puteam pe pagina mea să fie un curcubeu de produse și astăzi să fac reclamă la bureți de vase și mâine la detergent și poimâine la fond de ten. Nu-mi place tipul ăsta de influență reală. Iar în momentul în care am descoperit acest business, am vrut să testez mai întâi eu produsele, știind că sunt create de un farmacolog dermatolog, știind că nu au paraben, nu conțin nimic de origine animală, da? Vin dintr-o sursă sigură. Am văzut imagini din fabrică, am văzut cum se fabrică și cât de modernă este, cât de modern este tot procesul de fabricare. Compania își fabrică până și ambalajele, da, în propria fabrică, ce se află în Istanbul. Sunt profesionale? Da. Sunt produse de lux la prețuri pentru toată lumea. Mi-a venit o super idee. Deci, haideți să folosim și noi produsele la make-up. Ce spuneți? Producătorul, Adrian, Emma, haideți să facem un contract ceva, o colaborare cu mare produsele drag. De ei, dar nu înainte de a le testa. Da. Haideți să vedem, Dea, ce produse folosești tu? Care e rutina ta? Tenul tău e perfect curat, n-ai absolut nimic pe față. În primul și în primul rând recomand doamnelor, mai ales în perioada asta, eu recomand și în timpul iernii, dar mai ales în perioada asta, aplicați-vă pe față un SPF 50, o cremă cu protecție solară, mai pe românește, da, dar specială pentru ten. Nu vă dați cu crema de plajă pentru corp, pentru bronzare și pe față, folosiți-o pe aceea specială pentru față, pentru că de-aia e specială, pentru că conține ceva anume, da, să nu ne blocheze porii, să fie antioxidantă, să nu avem sebum, da, pentru că punem după aia un BB cream sau un fond de ten. Deci aplicați în perioada asta SPF. De ce? Ne protejează pielea de cancerul de piele, dar în primul rând nu vom avea pete pigmentare. Care vin odată și cu îmbătrânirea, dar vom avea pete pigmentare. Bun, acum le prezentăm și după aia nu o să te machiez singură, pentru că astăzi ai venit alături de Simona, draga ta prietenă. Este care prietena face mea, parte... este și vecina mea și acum este și partenera mea de business. Simona, bine ai venit la noi! Bună ziua, în primul rând, și bine v-am găsit! Simona, tu folosești produsele dinainte de a fi în echipa DEI sau te-a cucerit DEA ca persoană așa și ai avut încredere în ea, ai mers pe mâna ei și ai vrut să faci business-ul ăsta? Nu foloseam produsele farmacii până... Nu spunem produsele pe da, așa. Da, îmi cer scuze, nu foloseam aceste produse, eu foloseam cu totul alte produse. Produse de la branduri cunoscute pe care le găsim în mall-uri. Mă refer acum la fondul de ten, da. Dea mi-a spus de fondul de ten de la această companie și am zis să încerc în luna martie, când am văzut că mi se termină fondurile de ten, am vrut să încerc și fondul de ten recomandat de către Dea. Mi-am făcut o comandă, bineînțeles, de mai multe produse, mi-am luat și cremă de față, mi-am luat rimel, mi-am luat mult mai și multe. Și după aia ai vrut să te înscrii în echipa ei, să fii... Și ce e diferit între un fond de ten de la Dea și un fond de ten de la un brand cunoscut de lux, cum ai spus tu? Mai spre surprinderea multora, deși costul este unul accesibil, fondul de ten de la Dea este mult mai bun. Adică costă rând, 46 de lei, ca să înțeleagă toată doamna. Da, iar eu și cu un cost de client cu reducere. 200 de lei înainte pe fondul de ten. Am înțeles, practic de 2 ori sau de 3 ori plăteai prețul pe un fond de ten de lux. De obicei un fond de ten calitativ, da, de la un brand cunoscut, pe care un make-up artist, de exemplu, îl folosește, pentru că este profesional, costă peste 150 de lei. Ok, și interesant că tu ai spus că e mai bun al Dea. În ce sens e mai bun? Adică... În primul rând, mi se așează foarte bine pe față. Nu mi oxidează după ce îl port câteva ore, nu mi oxidează pe față. Doamnele știu, adică nu se face portocaliu. De obicei, fondul de ten oxidează și devine portocaliu deci, pe timpul zilei. Deci în funcție de asta ne dăm seama dacă e un fond de ten reușit, nu se face portocaliu? Este unul dintre criterii, dar el este un fond de ten vegan, nu conține gluten pentru persoanele care sunt alergice, de exemplu. Iubitorii de animale se vor bucura pentru că nu conține nimic de origine animală și este un fond de ten fluid cu acoperire medie. Da, femeile uite și la mine, pentru că eu am folosit acum, am machiat și eu cu produsele lor și arată senzațional, de asta am și spus că
am întrebat dacă sunt profesionale și chiar vrem să avem aici la Uite cum știu eu că este bun. Produse. Vin doamnele la mine și îmi spun: Dea, vreau un fond de ten. Eu nu sunt artist, eu nu urc pe scenă, nu merg la televizor, merg la muncă, merg la serviciu, merg și eu la o petrecere și vreau un fond de ten care să nu-mi dea efect de mască, să nu fiu dane naturală, dar totuși să-mi acopere și mie un rid, o roșață, un coșuleț, da? Având în vedere că fondul acesta de ten face toate aceste lucruri, dă efect de filtru practic, adică avem acel blur pe față, are o textură lejeră și costă doar 46 de lei. Și cum ți s-a schimbat ție viața? De cât timp ești în echipa DEI? Mai exact de pe data de 20 martie. Vezi, e denotat acolo în calendar da. Sau pe suflet 27, da. Ai spus martie. Nu de 20 martie. 20 martie. 20 deci martie 20 este martie. Ziua în care am ales să fac business-ul alături de ea. Și, practic a început ca și consultant în echipa mea, da? Fetele se înscriu acum se pot înscrie, da, și în echipa ei, pașii. Pentru că eu îmi doresc tare mult, eu în momentul de față sunt lider, da? Uh-huh, sunt director în cadrul companiei, iar eu îmi doresc acum ca fetele înscrise la mine să se dezvolte. De ce? Pentru că eu îmi doresc să schimb viața femeilor din jurul meu și ele să ajungă să câștige practic un venit suplimentar, așa cum se întâmplă și cu Simona și cu Mădălina Sârbu, da? Fetele puțin. Din echipa mea. Dacă eu mă înscriu în echipa ta, bun. Și o altă prietenă comandă de la mine. Da, tu pierzi, o vom înscrie în echipa ta. Ce înseamnă a se înscrie în echipa ta? Înseamnă că se vor înscrie să aibă un cont de client. Uh-huh. Orice cumpărătură pe care o facem de pe internet, avem un cont de client undeva, da? Acest cont de client îți aduce reduceri, tu îi oferi prietenii tale, practic, reduceri de 23-30% la orice produs cosmetic. Cadouri, la fiecare comandă plasată au 4 cadouri. Ruj roșu, rezistent la transfer, un rimel, un șampon, un gel de duș și până la urmă orice femeie își dorește să ia produse în valoare de aproape 100 de lei la o comandă de 150 de lei. Niciun supermarket nu ne dă, sau mie nu mi-a dat niciodată cadouri la ieșirea din magazin. Și voi două nu sunteți concurente, da? Dacă nu, niciodată. Întotdeauna și Simona poate să ajungă să câștige mai mult decât mine. Eu o să asta nu face sistem piramidal, pentru că în România sistemele piramidale sunt interzise. Hai să ne machiem. Dacă tot le uitați atât de mult produsele, hai să vedem. Eu o să-mi aplic acum un BB, un CC cream. Avem și BB cream. Este un CC cream. Ce înseamnă CC cream? CC cream-ul este acel CC cream, da? Este o cremă practic nuanțatoare, ce conține fond de ten. Are SPF 25, deci protecție solară. Ce faci? Un ruj, îți alegi un ruj, înțelegeam. Ce facem? Dacă ai produse. Nevoie, ok? Și este pentru tenul matur, pentru că femeile peste 30 de ani au și cupe roză, eu sunt, vezi, am tenul super sensibil și sunt roz în obraj și CC cream-ul e varianta înlocuitoare a fondului de ten, vara mai ales și pe perioada zilei. Simona, hai cu părere de rău, o să-și cedezi ție scaunul meu ca să te machiezi, pentru că eu m-am machiat înainte. Mulțumesc tare mult. Oricum, noi te așteptăm în echipa noastră, Start Team. Da, ne-am botezat echipa. Start Team. Adică Start Team. Nu e registrată la OSIM sau ceva, nu e brand, dar am înregistrat așa că echipa starurilor, da? Echipa stelelor. La cum te știu pe tine, de aia ești în stare să înregistrezi și la OSIM la un moment dat. Da, îmi doresc ca fetele mele să facă parte dintr-o echipă de doamne care să se susțină între ele, să se ajute, să... Nu te auzim. Da, cred că eu rămân aici, uite, și eu ajung cu microfonul. Credeți că proiectul ăsta va prinde, pentru că aveți și prețuri bune și produsele sunt de calitate, poate mai bune decât proiectul... cele de lux, care costă mult, da, și poate unii nu-și permit. Proiectul are deja succes în România de 3 ani de zile. Eu m-am alăturat de 5 luni de zile și prinde, îți spun de ce. Pentru că, în primul rând, nu mai facem cumpărături din magazin, facem online, ne vine curierul la casă. Produsele calitative sunt accesibile pentru oricine ca preț. Încă o dată spun, sunt create de un farmacolog, foarte puține produse sunt create de farmacologi, da? Au atâtea calități și până la urmă, prin faptul că le promovăm și direcționăm oamenii către site să cumpere direct de la producător, da? Că de fapt ăsta e sistemul MLM, vânzare directă, da? Online, și avem un comision și de acolo vin și banii. Ce le spuneți clienților când vă recomandați, când promovați produsul? Exact tot ce ți-am povestit și ție până acum despre fondul de ten. Avantaje. Le spui oamenilor beneficiile. Sunt bărbați, sunt în echipă?
Câștigați greu, adică se câștigă ușor, greu. Bați din palme, ia, bate un pic din palme. Eu nu sunt persoană publică și pot să spun că am câștigat încrederea oamenilor foarte ușor, mai ales membrii familiei mele, mai ales prietenii mei. În momentul în care am luat contact cu ei și le-am spus despre produse, le-am spus că sunt produse vegane, le-am spus că eu personal le folosesc și bineînțeles că n-aș fi recomandat familiei niște produse care nu erau calitative. Și în plus sunt și la prețuri accesibile. Mie nu mi-a fost deloc greu să recomand aceste produse pentru că avem un atu. Sunt produse calitative și încă o dată repet, prețuri accesibile. Și ați cercetat piața, adică cine sunt și alte produse poate la fel de calitative, dar poate mai ieftine? Ați făcut mai ieftin de atât? Nu știu, eu nu am cercetat. Nu suntem la conducerea companiei, însă nepoții doctorului Tuna, care conduc acest brand, spun că în România nu există și ei au cercetat piața acum. Na. Eu sunt nouă în domeniu, dar am încredere în companie, pentru că este una stabilă. Da. Dar până la urmă vorbim acum, nu vorbim de companie și producători, vorbim de business-ul meu, că până la urmă e afacerea mea, cu echipa mea de fete. Și vorbim acum despre rutina ta de înfrumusețare. Bun, ți-ai dat cu fondul de ten și acum cu rimel. Este un mascara pentru sprâncene. Pentru adică sprâncene. Să nu mai folosim fard, ridicăm, uite așa, sprâncenele în sus, ca așa se poate. Tu l-ai avut la un moment dat micropigmentate, nu? Da, sau, și acum ai renunțat. Și eu și Simona ne-am șters tatuajul din sprâncene. Am făcut laser să-l îndepărtăm, pentru că vrem să fim cât mai naturale. Uite, fără gene false, fără tatuaje, fără... Da, să promovăm frumusețea cât mai naturală și la îndemâna oricărei femei. Da. Glumește Adrian, Valerg, dacă ziceți asta. Da, bun. Nu știu ce așa, am zis acolo, dar să se... așa. Nu fie... Da, mai bine. Răutăcioș. O să-mi aplic și o pudră. Asta e BB cream-ul, da? Cu textură... Pudră lejeră, da. Pudră lejeră, că n-are sens să ne încărcăm porii. Știi ce am observat? Zilei. Uite, că nu ți se strânge la cearcăne acolo, da, știi? Da, da. Uite, vezi ce da, frumos da, se vede? Da, și la eveniment m-am uitat, da, că nu aveai deloc cearcăne. Și totuși n-am aplicat anti-cearcăn. Nu fac pe timpul zilei. Tu ai început să te machiezi singură acum? Mai ai un make-up artist pentru evenimente? Și la spectacole mă machiez singură și machiajul de spectacol este mult mai complex. O să mă dau și cu blush, pentru că na, chiar dacă este zi, facem un contouring așa al obrajilor. Și partea mea preferată, rimelul, adică mascara, da? Pentru care am renunțat eu la genele, la extensiile de gene. Care într-adevăr ne ușurează munca nouă doamnelor atunci când trebuie să ne machiem, nu ne mai machiem, nu mai avem și machiajul ochilor atât de... Tu te-ai machiat vreodată în mașină, în oglindă, la retrovizare? Da, 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 cu mulți ani, soțul meu întârzia la evenimente și mereu mă punea să mă machiez în mașină, dar pentru că n-aveam atâta dexteritate, am încetat să o mai fac. Produse foarte bune, da. Poate. Secret, da. Doamnelor. Așa. Aplicăm un iluminator. Deci m-am dat cu blush și cu contouring și aplicăm iluminator, așa. Pe nas și pe pomeți, mai ales când suntem bronzate, se vede foarte frumos. Și încă un secret, ca să pară buzele mai voluminoase, că noi toate acum vrem buze voluminoase, dăm cu iluminator și aici. Pe buze? Pe buza de sus. Aici deasupra. De ce? Wow, ce trucuri! Dea, efect de mărire. Da, efect de mărire, de pentru că iluminează zona. Da, iluminează zona, ca și zona pomeților. Într-adevăr, arăți spectaculos, chiar. Sunt niște mulțumesc, Ioana Neac, și te spune că sunt minunată și eu. Ioana este, Ioana face parte este din echipa ta. Mentorul meu. Este o fată simplă, din Brașov, și nu o să se supere că am spus asta. Este mămică, este însărcinată acum, dar are și un băiețel. A lucrat în bancă mulți ani și timp de 6 luni de zile a făcut această afacere în paralel cu munca din bancă și a renunțat la business-ul ei atunci când din această afacere a ajuns să câștige dublu față de cât câștiga în bancă. Și în momentul de față face 12 ore pe zi această afacere legată de produsele cosmetice și câștigă salariul dublu decât în bancă, adică chiar se pot face bani frumoși, mai ales dacă ai un telefon. E multă muncă? Este multă muncă în spate? Este muncă cu omul. Trebuie să stai, să socializezi cu doamnele, să le povestești despre, până la urmă să faci consultanță, că despre asta este vorba, da? Cum ai acces la oameni? Cum găsești oamenii? Îi abordezi online? Uite, îți zice Simona lucrul ăsta. Mie mi-a fost mai ușor în online, ce-i drept, pentru că am urmăritorii de pe Facebook. Mergi pe stradă, oprești. Dar am făcut și muncă de teren.
am mers la primărie, la farmacie, la, adică mi-au fetele de mână și când știu că ele au nevoie, de exemplu, una, din una dintre fetele noi venite în echipa mea, pot să țin acum, da? Să mai stai tu cu mâna întins. Una dintre fetele nou venite în echipa mea, ieri mi-a zis, Dea, eu am o intrare undeva, hai cu mine, uite, la liceu acolo, la primărie acolo, sunt niște doamne drăguțe la birou care sunt interesate de produse, merg să mă ajuți. Și am fost cu ea, am ajutat-o să facem o promovare de produse, doamnele au testat produsele acolo, rujurile, fondurile de ten, au fost încântate, s-au înscris în echipa colegei mele, au plasat comenzi, da? Iar colega mea a avut un comision. Până la urmă, despre asta e vorba, ca și desfășurare de business. La tine, business. Simona, nefiind persoană publică, a fost mai greu? Nu. Nu. Eu lucrez într-un salon de înfrumusețare la recepția salonului și dat fiind că în fiecare zi interacționez cu foarte multe doamne, a fost destul de simplu, dar până acum clienții mei, ca să zic așa, cei care au vrut să încerce produsele și care au achiziționat foarte multe produse, sunt membrii familiei și prietenii mei care au foarte multă încredere în mine. Dar hai să-ți spun, nu trebuie să lucrezi neapărat în bancă, să fii manicuristă sau să lucrezi la poștă, da? De exemplu, numărul 1 în acest business în România este o doamnă endocrinolog, medic. Medic. Da? Uh-huh. Numele este Mădălina Drăgan și mă bucur tare mult că alături de ea o să merg în Miami ca să reprezentăm această companie. Așadar, femei din toate domeniile pot face business-ul. Și aveți întâlnire așa, între, ca între fete, frumos? Bineînțeles. Și... în primul rând, atunci când avem fete noi venite, facem zoom-uri, au training-uri, sunt învățate de noi ce să facă pas cu pas. Da? Simona a avut parte de o astfel de pregătire. Ele nu trebuie să plătească absolut nimic pentru asta. Uh-huh. Eu, la rândul meu, am fost învățată de fetele cu experiență și facem asta împreună încât să ne dezvoltăm împreună. Mai departe, dacă aveți nevoie și dorință de a face parte din această afacere, această comunitate, vorbește Regina, căutați-o pe Dea Maxer, da? V-ați gândit să adoptați și bărbați în echipă? Avem bărbați în echipă. În top 50 directori în România avem peste 6 bărbați, printre care acum se află și soțul meu, da? Deci, practic, face și el acest business, promovează în online. Ideea de afacere, Simona, de exemplu, a văzut un live pe Facebook al lui Dinu, în care învăța femeile și oamenii, dar cel mai mare parte sunt femei, să nu, evident, să facă business-ul. Le vorbea despre planul de marketing, da? Și despre primii pași. Simona a aflat despre ce-i vorba de la Dinu și așa s-a înscris în echipa lui, pentru că Simona e în echipa soțului meu, nu e în echipa mea, da? Dar asta nu contează. Eu vreau să spun faptul că Simona are o pagină de Facebook, se numește Simona Maria, o găsește și pe pagina mea, pe Simona, pentru că avem foarte multe poze împreună și vreau să le îndemn pe telespectatoarele voastre să se înscrie în echipa Simonei, să comande produsele cosmetice de la ea. Simona o să le ajute în consultanță și cu siguranță produsele noastre vor fi și în casele lor. Așa să faceți, da? Dacă ați spus de... Hai să mă dau cu mascara, ultimul pas. Așa, și apoi un gloss și am terminat. Și acum vreau să te întreb despre relația ta cu Dinu, pentru că tocmai ai spus că și el s-a înscris în companie alături de tine. Cât de bine comunicați voi? Să zică Simona, dacă aude țipete, că suntem vecinii de la 5. Ia zi, se ceartă Maxeri sau nu se ceartă? Se ceartă? Pentru noi, Dea și Dinu sunt un exemplu. Spun pentru noi pentru că iubitul meu s-a alăturat echipei, da? Era sceptic la început, la fel cum a fost și Dinu. Și în momentul în care a văzut despre ce este vorba, a avut nevoie de puțin timp, da? Dar acum el merge peste tot cu noi la evenimente, ne ajută, este foarte implicat. Așadar, avem un exemplu foarte bun, atât prieten cât și vecini. Ce pot să spun? Este minunat că Dea știe să comunice. Mi-a părut bine, Simona, că te-am cunoscut. Dea, te mai aștept pe la noi. Un domn, mulțumim. Un domn respectabil. Unde pleci, Simona? Unde pleci? Mai cu bine. Aici. Okay. Un domn respectabil a venit la Fresh Access. Este vorba despre Ionică Herlea, care vă a avut multă răbdare. Bine venit, Ionică. Bine venit. Vă salut. Cum te simți? Cum a fost la Brașov? Spune-ne. Păi, să vină și scaunul. La Brașov întotdeauna este frumos. Cum e vremea? La vreme aici, prin zile frumoase, prin zile mai puțin însorite,
Dar tot timpul e frumos. E mai răcoare pentru că aici la București clar, e foarte clar. Clar că e mai răcoare decât în București. Câtă răbdare a avut Ionica să aștepte, să ne machiem, să vorbim despre femeia modernă, despre oportunitatea în afaceri. Tu crezi că a avut atâta răbdare? Da. Cum e să aștepți? Eu cred că s-a supărat. Ionica, te-ai supărat că te-ai așteptat pe femeie? Acum nu, că nu sunt misogin, dar chestia asta cu așteptat-o după înfrumusețare m-a binecuvântat Dumnezeu cu o soție după care nu trebuie care să nu aștept. Trebuie să și cu trei copii. Că dacă trebuia să aștept până se aranjează în oglindă, era puțin că ai și două fete, deci da, am și două fete. E neobișnuit pentru el să aștepte după înfrumusețare. Acum fetele, cel puțin Thais, sunt mult mai interesate de aspectul ăsta, mai interesate chiar decât Elena. Își fac tot felul de aranjamente, iau rujuri cu ele la școală, make-up-ul și așa, deși sunt mici, au 8 și 6 ani. Dar, na, acum e vârsta în care se învață cu înfrumusețarea. Iar dacă trebuia să aștepți după ea, cum ai fi comunicat acest aspect? Că noi vorbim despre greșeli în comunicare astăzi. Simplu, n-aș fi ales-o. Serios? Da, sigur. Deci eu sunt foarte transparent. Momentul în care încerci să-ți forțezi așteptările și să-l faci pe celălalt să se schimbe, sunt unii care au foarte mare răbdare la capitolul ăsta. Eu la capitolul ăsta nu am. Păi și dacă se schimba pe parcurs, adică uite, da, când ai luat-o, nu, da, nicio, pe cuvânt, nu am nicio. Și între timp, nu, deci se machiază, se aranjează, dar este în timp, în parametru, se încadrează. Deci nu am din alea dar, că trebuie să stau o oră până termină. Dar la cumpărături cu ea, când ce ai să cumpărăm ceva, nu ți-e greu să mergi să stai, să aleagă? Să... Nu, acolo chiar îmi place să stau cu ea și să fie... Să-și aleagă, chiar mă întreabă. Vorbim acum despre comunicarea eficientă. Să-mi iau și eu la revedere de la fetele care s-au machiat. O să stau să-l ascult cu atenție, pentru că e important în comunicarea cu clienții noștri, așa că o să avem foarte multe de învățat. Nu vreți să luați un loc, nu știu, băieți... Rămânem aici cu mințele în gata, dar mai retușăm machiajul. Vă mai retușați. Nu, lasă că e mai bine că vă mai machiați între timp. Perfect. Ionica. Mulțumim. Se spune că într-o relație comunicarea este cheia. Când spui de comunicare, la ce te referi? La vorbit? La să vorbești cât mai mult sau să vorbești eficient? Greșești undeva când vorbești sau important e să comunici? Domnul Stoian spunea că există peste 744 de definiții despre comunicare. Fiecare îți place cel mai mult. Da, păi una simplă pe care mi-a zis-o el este aceea că noi prin comunicare schimbăm informații, da, la mai multe niveluri. Informații simple, informații complexe, schimbăm acel bagaj energetic, da? Și asta înseamnă comunicare. Poți să nu spui niciun cuvânt, să dai o privire sau să schițezi un gest, ai comunicat. În momentul ăsta trebuie să fim conștienți că noi nu comunicăm doar prin gesturi, doar prin cuvinte. Comunicăm prin gesturi, comunicăm prin intonație, prin tot felul de elemente non-verbale. Da, uite și băieții comunică acum. Ne comunicăm prin râs, evident. Adică știi ce comunică? Noi ne doare în cot, hai să termine, Ionica, să terminăm și noi emisiunea. Cam asta e. Noi comunicăm prin, noi comunicăm din priviri. Desigur. Atunci când ești geamăn, doar privești și știi ce vrea să zică celălalt. Ok. Într-adevăr, uite, eram zilele trecute la... Am cumpărat un covrig și nu aveam bani să plătesc. Și mă uit, el și-a luat covrigul și a plecat. Și tu l-ai mâncat. Și nu, eu am rămas acolo, trebuia să plătesc și n-avea cum să plătesc. Pentru că eu știam că tu ai bani. Și atât de tare m-a deranjat atitudinea lui că nici nu i-a apăsat, a plecat. Și atunci m-am uitat așa odată la el și am zis, Iosif, dar m-am uitat așa cu o privire, Iosif. Eu deja știam, deja în mintea mea știam ce vrea să zică. Nu mi-ai plătit și mie covrigul. Păi da, pentru că el comunică, uitați așa, într-un fel ăla, Iosif. Și a zis el, ho, ce-i cu atitudinea asta? Păi da, pentru că felul în care m-ai privit a fost așa, gen, ca și cum m-ai bate. Păi eu vreau dintr-o vorbă, tu să asculti. Păi și comunicarea asta așa, să privești aspru pe cineva ca și când ai bate, e... Nu e o greșeală în comunicarea într-o relație? Nu există emoții greșite.
sunt situații. Da, deci furia sau bucuria sunt emoții care fac parte din evantaiul nostru emoțional. Nu poți să le dai la o parte. Sunt situații în care furia este de dorit ca atitudine. Nu înseamnă că trebuie să devii violent sau să... Dar chiar să lovești pe cineva. Imaginați-vă că se întâmplă un abuz sau un copil care este agresat de un criminal sau de cineva. La un moment dat n-ai cum să procedezi decât să-l lovești. Da? Deci sunt și situații și situațiile delimităm foarte bine. Dar asta spun că în funcție de context putem să facem o catalogare a lor. Dar furia face parte din evantaiul nostru emoțional. Nu este rea. În momentul când nu-ți place ceva, trebuie să comunici lucrul ăsta. Cum îl comunici? Prin anumite gesturi, prin anumite atitudini. Uneori poate nu comunici prin cuvinte, dar îl comunici prin felul de a fi, prin necuvinte. Și tăcerea este foarte dureroasă de foarte multe ori, poate mai tăioasă decât cuvintele. Eu personal la furie și la astea așa reacționez, cu tăcere. Efectiv, pe mine nu mă afectează chestiile astea. Îmi scrisese cineva aseară, pentru că probabil o enervează calmul meu. Mi-a zis, știi ce, vreau să ne certăm, doar așa pot să mă îndepărtez de tine. Vreau neapărat să ne certăm, dacă ne certăm o să te uit. Ceartă te poate lega de o să te uit. Și am zis, îmi pare rău, ceartă-te cu altcineva, cu mine nu te poți certa. Păi nu mă interesează. La polul opus. Și a trecut după aia la critici, la vorbe urâte, crezând că eu o să răspund. La fel. Te cerți arată că îți pasă, că te implici. Încă acolo ești legat de celălalt cu care te cerți. În momentul în care devii indiferent, atunci se depinde, că poți să duci cearta într-un punct în care poți dea în violență. Și poate nu e ok, de acolo ajungi cine știe, Doamne ferește. Asta este adevărat, însă... Uneori trebuie să fie o limită, un punct în care te oprești. Glumesc. Da, are farmecul. Nu încurajăm așa glumesc, ceva. Glumesc, îți dai seama. Însă, în comunicare, metodele de lucru și de transmitere a emoțiilor, a gândurilor, sunt foarte diverse. Doar 7% din comunicare se face prin cuvinte. Restul, 30 ceva la sută, da, este că... intonația și 50 ceva la sută este limbajul gestual, non-verbal. Da. Deci noi punem foarte mare accent cuvânt. Cuvântul este un vehicul de transmitere a emoțiilor sau a gândurilor, dar nu este totul. Care sunt greșelile frecvente pe care le fac femeile, caracteristice femeilor în comunicare, și greșelile caracteristice bărbatului în comunicarea cu femeia? Aici la femei, hai să luăm. M-aș feri să dau puncte și așa o sistematizare, pentru că suntem, vorbesc în general, da? Ca să nu se înțeleagă că particularizez. Pentru că fiecare reacționează diferit în funcție de educație, experiențele din trecut, marcare emoțională și așa mai departe. În genere, femeile sunt foarte impulsive, încearcă să manipulează mai bine decât bărbații, au învățat tehnica manipulării mult mai bine, pentru că stăpânesc mult mai eficient sfera asta emoțională, fiind foarte obișnuite cu maternitatea, cu copii, învață mult mai bine limbajul non-verbal de la copii, prin creșterea copilului. Ea când se uită la copil, zice, băi, e foame, e sete. Mi-a spus al meu că, zice, nu mă interesează. Doamne, cum știi să o iei pe Ami, să o răsucești așa, să fac așa cum vrei tu, așa faci și cu mine, oare că mă sperii, zice. Da, deci sunt mult mai bune în a gestiona limbajul acesta emoțional. Bărbații sunt mai direcți, pentru că sunt focalizați pe targeturi, sunt ca vânătorii, dar trebuie să pe forță mai mult. Nu neapărat forță fizică, forță emoțională, forță de limbaj, forță de activitate, da, trebuie să mă duc acolo, fac aia. Poți să mai spun eu două? Și acolo, și acolo mă gândesc, mai pun o melodie, mai plâng, mai mă gândesc la copil. Femeile sunt mai vocale. Depinde. Și mai supărăcioase. Depinde de femei. Sunt femei care sunt foarte tăcute și poate să fie foarte nervoase. Cum este Elena? Da, deci poate să-ți transmită niște stări în care pur și simplu să te aducă la disperare. Eu până acum n-am avut șansă să întâlnesc femeie tăcută, sincer. Ba, eu... N-am întâlnit. Da? Nu, deci... Maria. Și tăcerea are greutatea ei. Deci, în comunicare, joacă un rol foarte important.
Și sunt exemplu, un pic mai supărăcioase, nu? Eu de exemplu, suntem un pic mai supărăcioase. Depinde, și, da, sau ne trece depinde, un pic mai greu. Da. Eu am cunoscut o fată care ia să vedem, era noi, foarte ce frumoasă. Așa. Și stăteam lângă ea și crede-mă că trăgeam de cuvinte, deci trebuia să o... La un dat i-am zis, am stat lângă ea, m-am acomodat cu ea până am putut să vorbesc deschis și i-am zis, uite, e ciudat că eu trebuie să trag de la tine cuvinte, ai sta lângă mine și n-ai vorbit dacă ar fi tot timpul, stai și te uiți așa la mine, e ciudat. Deci nici tăcerea nu e ok într-o relație, dar nici violența una, sau... Una la nu știu câte să fie așa, adică... De obicei, femeia vorbește foarte. Da, dar am zis că nici așa nu e ok să taci. Femeile comunică mult mai ușor ceea ce simt și le place să facă lucrul ăsta, să se confeseze, să aibă prietene, să se deschidă, să discute despre ceea ce se întâmplă în viața lor. Bărbații sunt mai secretoși, nu sunt atât de... Acum, dacă sunt fire extrovertite și au fost... canalizați și educați în direcția asta a comunicării, le comunică mult mai bine. Dar în rest sunt mai reținuți în a exprima direct ceea ce simt. Și încă o greșeală așa pe care o văd eu în comunicare, femeile întrerup bărbații, ar vrea să vorbească numai ele, iar bărbații nu ascultă, de fapt se fac că ascultă, dar nu sunt atenți. Și asta e o greșeală în comunicare. Cum se ajunge la un echilibru? Așa e, Ben? Nu știu ce să zic. Da, nu mereu. Este important să asculți. General, comunicarea înseamnă și ascultare. Să asculți activ anumite lucruri pe care ți le spune celălalt. Pentru că în momentul în care el îți spune și tu te faci că plouă, te uiți în tavan, repare ușa sau ea, la fel, da? Îi transmiți un mesaj că ceea ce spune el sau ea nu este importantă, nu este așa de important, stau, hai să mai fac, nu știu ce, mă mai machez, ce ziceai, puișor, că what? Și atunci tu te enervezi, cum adică eu spun ceva și tu stai și te uiți în oglindă și îți aranjezi, eu știu, sprâncenele sau buzele și nu-mi dai nicio importanță. Ce facem atunci când există o nepotrivire în anumite situații? Și anume, el nu vorbește la masă, ei îi place să socializeze la masă. El se uită la știri, la masă, ea vrea să asculte muzică. Cum se ajunge la o situație de mijloc? Cum... Printr-un dialog foarte deschis și prin găsirea celor punți comune unde poți să te conectezi și unde poți să fii cu celălalt. Uite, de exemplu, după perioada liceului, pe mine nu m-a mai pasionat fotbalul. Până atunci jucam de rupeam picioarele, colecționam fotbaliști. Acum, serios? Bine, cu ce se întâmplă în Liga 1 și toate astea, nu mă pasionează nici dacă e finală. Deci, efectiv, nu mai e ce să vezi. Deci, e... Elena, în schimb, este foarte pasionată de fotbal, de tenis, are aplicații, apar, o da gol, nu știu Elena, care, știi? Și eu, Elena, mi-a scris recent că se uită. Câteodată stau cu ea bine și mă mai prinde dacă văd ceva interesant, un meci mai puternic, așa, și care are și spectacol în el, dar asta așa nu sunt... Am întrebat eu. Și ce faci? Stai puțin că n-a răspuns. Și cum... Da, trebuie să-ți găsești elementul comun. Ori faci un compromis, uite, de dragul celuilalt stau acum, stăm împreună, mâncăm, ronțăim ceva, știi, ori niște chips, ori niște popcorn, stăm împreună pentru că îi place ei, stau și eu de dragul ei, ca să fiu împreună cu ea. Ea la fel, poate să stea, mie îmi place mult pescuitul, de exemplu, după ce ne-am căsătorit, n-au de pescuit, nu mă interesează, dar a fost de câteva ori cu mine și când a prins câte ceva, chiar a început să-i placă. Și a zis să mă chem numai când prins ceva, că atunci îmi place și mie să stau. Poți să tatonezi zona de pasiune a celuilalt, chiar dacă nu e pasiune, și aici nu trebuie să te păcălești, mamă, îmi place atât de mult fotbalul și să te minți sau să minți pe ea. Nu, nu e o pasiunea mea, nu mă interesează atât de mult. Sau ea, la fel. Dar trebuie să găsești acele elemente unde te poți unde te poți conecta cu celălalt. Uite, de exemplu, amândurora ne place să călătorim.
dacă am pocnit din degete și am zis, hai să plecăm, nu știu unde, suntem acolo, drumeții, lucruri de genul ăsta. Și aici ne regăsim foarte bine, ne place amândurora să ieșim, să fim împreună. Dar dacă ție ți-ar plăcea la mare și lui ar plăcea la munte? Invers. Da, da, faci ei. Și, adică dacă ei place la munte, te duci și cu ea la munte, dacă îți place la mare, vine și ea. Adică trebuie să existe și o cale de compromis. Nu poți zici, mă, mie nu-mi place, mă, eu urăsc muntele, pe mine nu mă interesează, du-te singur. Acolo. În momentul ăla se produce o ruptură, pentru că muntele nu înseamnă numai o călătorie la munte, înseamnă comunicare, înseamnă timp petrecut împreună, mai treci, mai vezi un muzeu, mai vezi un peisaj, mai... adică nu poți să fii atât de fixit. Dacă vrei ca relația să meargă, trebuie să mai lași și de la tine anumite lucruri. Și apar copii minunați. Da. Cum comunicăm în prezența copiilor, cum le comunicăm copiilor ceea ce, ce așteptăm de la ei? Cum e comunicarea în relația părinte-copil, părinți-copii și... Da, în primul rând, copiilor nu trebuie să le spui problemele care apar. Niciodată. Sau tensiunile. Acum nu chiar niciodată. Dacă ești supărat, nu poți să zici că totul e senin afară și că n-ai nimic. Dar poți să-i spui, uite, există un moment de tensiune, de neînțelegere, lasă-ne un pic în pace, uite, du-te în camera ta, colorează, fă aia, aia. Copilul știe că este ceva, dar nu mă apuc să-i descriu acum anumite lucruri pe care el nu le poate gestiona emoțional. Le ia ca adică o culpă. Nu încep să spui, uite, sunt supărat pentru că Elena nu știu ce a făcut și Elena să spună, uite, m-a supărat tati pentru că exact. În general copilul nu trebuie să știe cine este vinovatul. Nu le poate, gestiona sau să arunci vina asupra celuilalt. Sunt supărat din cauza lui mami sau din cauza lui tati. Uite ce mi-a făcut și încep să faci din copil confident și îl transformi într-un adult din punct de vedere emoțional. Este un incest, așa, chiar așa se numește incest emoțional, în care tu îl pui pe copil să poarte niște poveri de mic pe care el nu este capabil să le poarte și nici nu trebuie să le poarte niciodată. Este responsabilitatea ta ca adult să gestionezi lucrurile și să nu-l transformi în confidență sau în partizan de-al tău, să-l tragi de partea ta. Și dacă e ceva, sunteți într-o vacanță și e ceva ce te deranjează sau pe Elena, da? Și ai, exact ai spus mai devreme că furia e ceva normal și te enervezi și spui nu merg deloc acolo și nu fac, este ok să faci de față cu copiii sau o iei deoparte, cum e bine să comunici? Unele lucruri vin natural, adică neplăcerea sau o anumită stângăcie sau o anumită manifestare de furie până la un anumit punct este în regulă, dar nu trebuie să-i traumatizezi emoțional pe copii, adică trebuie să ai grijă dacă ei pot să gestioneze emoțional acele momente ale tale în care nu ești ok cu tine sau cu celălalt. Da. Și dacă nu-ți place ceva, poți să spui deschis, adică nu trebuie să te ascunzi. Da. Voi aveți o comunicare... Comunicarea noastră între gemeni este una specială pe care nu au niște frați. Voi vă certați? De fapt vă certați. Vă contraziceți în timpul emisiunii, știți? Da, de multe ori când nu vedeți cadrul pe ei, gemenii nu poate să-i dea producătorul, pentru că sunt super încruntați, sunt evident, super... Evident, fiecare caută puterea și ne luptăm. Ce să spun? Mulțumim mult, Ionica. Cu drag. Mulțumim mult și... scuze că ai așteptat după noi. Undeva nu e nici prima, nici ultima. Asta zic, undeva trebuie să aștept și după fete. Uite, dacă te scutește Elena, te-am făcut noi să aștepți acum mai mult. Să recuperăm zilele următoare. Da. Telespectatoarele a 7 TV îți mulțumesc. Ne-au urmărit în continuare și au comentat. Uite, aici subiect foarte interesant. Au comentat, dar n-am avut timp să răspund. Vă îmbrățișăm pe toți și vă mulțumim pentru că ne urmăriți. Și așa cum spuneam, Ben și Iosif se înțeleg, dar nu prea. Da, de multe ori aud în cască, mă, nu vă mai contraziceți acolo. Dar a mai venit un cuplu de băieți aici pe canapeaua Fresh Access, colaboratorii, parteneri, care se pară să înțelege foarte, foarte bine. Wow, ce apariție cool! Eu știu, bine ați venit la noi. Eu știu că sunt așa ca un soare și v-ați protejat de vederea de soare. Ce faceți?
Bine v-am găsit. Bine. Ce să facem, bine? Cine este Dr. Fan? Eu sunt Dr. Fan. Dr. Fan. Deci tu ești chirurgul. Da. Asta, da, e fan să fii chirurg? Nu e fan sau să fii chirurg. Sau faci haz de necaz? Câteodată trebuie să faci și haz de necaz. A, ca așa, să poți să cooptezi cu situația. Iar domnul este? Tibi West. Tibi West. Tot de la trupa Benari, da. Da. De la ce vine Tibi West? Tibi de la numele meu, Tiberiu, și West l-am asociat eu ca fiind mai western. Că de la Dr. Fan era simplu de da, anticipat. Da, Dr. și numele meu, Flaviu Surian, care este acronim. Și cum vă înțelegeți voi doi? Păi, momentan ne înțelegem destul de bine, de chiar dacă ne cunoaștem de la Revelion. 6 luni. Noi avem același producător și ne-am cunoscut la petrecerea de Revelion. Și de acolo a născut, a luat naștere toată chestia ce asta. Începe la, și cum? Ce începe la trecerea dintre ani, la 12 noaptea, se spune că durează. Da, păi atunci exact. Ne punem ținte cu toții și uite că voi probabil atunci a stabilit, hai că vrem să pornim într-un proiect. Da, nu chiar atunci am stabilit, atunci ne-am văzut și... Dar cum? Cum v-ați gândit... Cred că ne-am dat seama că avem cam același obiectiv, nu știu, cam aceeași Caterin, că proiectul ăsta e unul cu de toate, pot spune. Și de acolo a plecat tot, iar ulterior ne-am văzut, ne-am înțeles. Da, am fost la un party de Revelion și na, la after party, de fapt, ne-am văzut acolo când, într-o circunstanță în care avem același producător comun. Și ne-am întâlnit și eu îl știam de la producător, adică îi ascultasem piesele la studio și el mie. Și mai multe o să vă spunem după o pauză de publicitate, pentru că și eu de la producător am aflat că trebuie să luăm pub și revenim cu povestea lor foarte, foarte interesantă. Tibi West și Dr. Fan vă așteaptă la Fresh Access.
Da, am revenit din publicitate, noi am glumit aici, am râs în platoul Fresh Access. De ce v-ați oprit din râs? A început filmarea. Că n-am. Continuăm cu Dr. Pan și TB West. Bun, hai să continuăm. Gata, s-a făcut liniște. De unde am rămas? Da, păi am rămas. Eu vă întrebasem eu cum v-ați gândit la proiectul ăsta împreună. Să-l dezvoltați împreună. Cred că aveam la un moment dat niște idei. Nu știu, cred, parcă așa a fost, nu? Nu. Dar din ce mi-amintesc eu bine, am zis să facem o colaborare, una singură, să vedem ce iese. Și am făcut piesa aia cu prieten bun. Și după chestia aia, după ce a ieșit... O piesă prieten bun pe care v-ați dedicat unul celuilalt. Nu, neapărat. Nu. Am făcut o piesă prieten bun pentru prietenia adevărată. Da. Pe care o vom lansa ulterior. Noi astăzi am lansat prima piesă din proiect, astăzi la 3. Astăzi la 3? Care se numește Tor. Wow, să fie într-un ceas bun. Doamne, veți lansa ulterior piesă sau prietenia? Avem încă două piese, una fiind Puma, se numește Puma, și una Prieteni. Și nu știm pe care o vom lansa prima. Eu acum am înțeles de ce ați venit cu ochelari de soare, că n-ați dormit azi noapte deloc ca să pregătiți piesă. Uite, pot să-mi vezi ochelari, dar okay. Chiar am dormit. Așa. Dar, Eu prefer să mă simt mai exotic. Dar fan nu. Da. Nu prea vă place lumina zilei, știi cum e? Lucrați noaptea? Lucrați și nopțile? Eu chiar întârzi de multe ori, fac editare video ca job. Și pe lângă asta mă ocup cu muzică, cu scris, cu, da, și îmi petrec nopțile de multe ori la computer. Iar tu, doctor Pan, la operație faci cu ochelarii, nu? Nu cu ochelarii, depinde. Dar când în timp ce operezi? Nu pot să zic că când trebuie să mă focusez acolo. Tu vrei să auzi în pauză ăla, nu mă mai gândesc la nimic decât la actul respectiv. Dar de unde? Medicină și muzică? Sunt două lucruri care, deși nu sunt congruente, una ține de sufletul meu, alta ține din altruism. Și cam asta e. Cred că e vorba aia, prin muncă ne hrănim pasiunile. Cine își dorea de la 3 ani să fie cântăreț? Parcă... Nu știu, cred că ambii. Cred că tu, din ce știu, din povestea ta, din povestea ta știu că de mic ți-ai dorit, dar nu ai avut resurse. Nu neapărat că mi-am dorit, pentru că eu am realizat târziu că îmi doresc asta, să o fac în felul ăsta, așa. Dar am iubit muzica de mult, adică am trăit cu muzica, a făcut parte din mine, indiferent de situație. A fost totuși, ceva... situația ta probabil nu a fost atât de bună, având în vedere că la 15 ani ai plecat. Nu, a fost la 13 Italia, ani. Sau plecat. 13? Da. La 13 am stat ani. Singur vreo 5 ani până am plecat aici și da, n-a fost atât. Adică totuși la 13 ani ești un copil, mă gândesc cum să pleci. Eram în clasa 7-a. Când am plecat și am continuat acolo. Eu nu pot să te cred dacă vorbești cu ochelarii, că nu-ți văd ochii. Hai pentru cei de acasă, te rog, să dăm și noi ochelarii jos, să ne vadă ochișorii. Hai, vă rog mult de tot, că așa, așa, bravo, Dr. Fan. Uite, acum arăți a doctor. Vrei să-mi vezi sufletul, sau? Da, Dr. Fan, pe numele tău, mai spune o dată că poate cine știe, ajung la tine, am nevoie, Doamne ferește, eu sper să nu. Flavius Urian. Cum? Flavius Urian. Dorian. Urian. Urian. Da, și Fan este acronimul numelui meu, F-U-N. Aluși, ce s-a potrivit. Da, și tu ești medic rezident acum, nu? Da, medic rezident. La ce spital? Universitar. Acolo la... Să nu ajungem acolo, dar te mai chemăm pe tine la noi, da? Noi să nu ajungem la tine, doar tu vii la cine noi în platou. Cine-și dorește să ajungă la spital, îți dai seama. Nu este că nimeni nu-și dorește să ajungă la spital și... Oricum, dacă ajungem, da. Suntem pe mâini bune. Da, sunteți pe mâini bune întotdeauna, adică... chirurgie, ok. De ce o specialitate atât de grea? Și atât de... Nu știu, probabil orgoliu inițial. Nu, pe bune, asta, există, da, pe bune, da, în, da. Să orgoliu? Faci ceva. Nu poți să ieși orgoliu, poți să ieși că vrei ceva să faci cu ceea ce... Ambiție? Da, ambiție și atunci alegi o specialitate mai grea, dar după aia îți dai seama că, bă, frate... Parcă deja ai început să fii în dubii dacă te chirurgie. Nu e în dubii, dar este greu, este greu. Știu asta că e greu, da, da, da. Da, Dar mă delectez cu muzica întotdeauna și îmi face plăcere ceea ce fac tot timpul. Ce vreți să înțeleagă oamenii atunci când ascultă muzica voastră? Pentru cine e muzica voastră?
Noi vrem ca muzica noastră să fie pentru toată lumea. Avem ceva tipic Berari al nostru. Niște caterincă, avem și chestii serioase. Zici-mi o caterincă din melodiile voastre. Să eu sunt tor, de ciocanul meu ți-e dor. Petrecem până în zori. Doamnă, sunt ambasador în țara golanilor. Fac un check-in în zbor. Da, da. Copiii se pot uita la muzica voastră? Sigur că da, nu avem chestii vulgare. Eu nu mă pot abține. În fiecare piesă trebuie să bag câte un cuvânt să-l arunc, da, așa, da, da. Dar piesele noastre nu sunt vulgare și nu sunt un pericol pentru cei mici. Am înțeles. Din punctul nostru de vedere. Deci voi cumva vreți să creați amuzament? Da, vrem să creăm amuzament, să facem lumea să se simte bine. Asta au și venit cu ochelarii de sare. Bună stare, în primul rând, și da, în al doilea rând și un mesaj serios. Adică avem în proiectele astea piese. Deci nu v-ați gândit la stand-up comedy? O facem prin muzică. Nu s-ar mula prea bine pe stilul. Dar o facem prin muzică. O facem prin muzică. Pentru genul ăsta de muzică. Te simți mult mai bine când auzi un fundal muzical pe un stand-up, să zic. Pentru genul ăsta de muzică ai nevoie de voce? Da. Adică? Adică, ce gen cântați voi? Adică, muzica noastră ar putea fi ascultată fără voce? Nu, dacă ai nevoie de o voce avem extraordinară. Și piese avem și piesa cu prieteni, este una cântată, de exemplu. Refrenul este cântat. Pentru că la hip-hop e mai mult vorba de intonație, adică depinde de da, gen. Da, iar eu mă descurc pe partea de cântat, pot să zic. Da. Și, adică el nu se descurcă. Eu am avut piese cântate. Eu am făcut, se descurcă și el, da. De-aia eu împreună că are potențial. Dar nu, încă nu am ajuns noi ca proiectul Berari să facem, să ducem chestia la levelul ăla. Dar care e mesajul profund al... Cum credeți că ajutați pe oameni prin muzica voastră? Eu uite, cred tu că ești muzica... și chirurg, adică tu vrei să ajuți oamenii. Muzica ajută oricând. Depinde ce vibrație are. Muzica e o terapie are, și muzica transmite, da, indiferent de ce stil ar fi ea. Și mesajul puternic al... Mesajul este transmis mai mult prin vibe-ul pe care îl aplici acelei piese decât prin... Da. De multe ori contează mai mult vibe-ul pe care îl ai decât mesajul sau puțin la piesa textul tour. Unei aici piese. Aici e vorba de vibe, de party, de distracție, de petrecere, dar la piesa cu prietenii e un mesaj puternic despre prietenia adevărată. A voi ați întâlnit prietenia adevărată până acum? Da. Sau e ceva spre care da, tindeți? Și cred că un motiv pentru care suntem aici împreună e că s-a vom ajunge prieteni adevărați la un moment dat. Pentru că încă nu sunteți, păi, dar sperați suntem, să ajungem. Suntem prieteni adevărați, dar prietenia crește, se construiește. Evident, trebuie timp. Cum e un prieten adevărat? Ce înseamnă să fii prieten adevărat? Uite, noi am făcut o piesă în sensul ăsta, după cum v-am spus, și acolo am descris ce înseamnă o prietenie adevărat. Păi și ne puteți spune și nouă. Ce din text? Ca să ne dăm și noi seama dacă avem prieten adevărat. Exact cum începe. De exemplu, la mine strofa începe clar. O comoară este prietenia adevărată, dacă ai găsit-o să nu o dai niciodată. Adică să nu dai niciodată, cam asta e. E mai presus de bani, continuă. Mai presus de materiale, mai presus de orice, pentru că e mai important să ai niște oameni ok lângă tine decât să ai de toate și să fii singur. Părerea mea. Eu așa vă lucru. Ia continuă puțin textul la prima strofă. Dacă voi doi v-ați cunoscut și ați făcut acest proiect comun, ați făcut din prietenie mai mult? Pentru că ați rezonat foarte bine. Nu, nu eram prieteni în primul rând când am decis noi să facem proiectul. Am decis doar să facem un proiect în contextul... Dar... Și ai zis, auzi, stai puțin, facem proiect, dar nu o să fim prieteni, gata, stabilim din start. Dar cred că chestiile astea se nasc într-un moment în care simți o conexiune cu cineva, adică ai un vibe cu o persoană. Da. Prietenia poate naște sau nu ulterior, pentru că noi putem fi colaboratori și atât. Da, dar și atât. Nu suntem, pentru că la noi e petrecerea show și cum vă place să vi se zică prietenii, cum să vă numească Berari? Doctor, fan? Nu, Berari, ok. Berari. Noi doi, deci noi suntem Berari, dar individual în afară de YouTube, unde vă vedem în perioada următoare? Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat. Ne bucurăm pentru că ați trecut pe la noi. Să nu vă uitați ochelarii, că afară chiar o să aveți nevoie de ei. Și a început și să plouă. Sper să ajungeți la nivelul acela care ați zis că vreți să duceți proiectul acolo sus. Cu siguranță, după multă muncă și răbdare, se ajunge oriunde.
Și hai noi să mulțumim. Vedem ce ne-a pregătit Abi la Știați Că. Abi! Dragilor, astăzi la rubrica Știați Că vorbim mai multe despre un aliment, o ronțăială, practic, pe care ar trebui să o introducem cu toții mai des în alimentație și până la urmă să și înlocuim în nesănătoasele chipsuri, snacks-uri și așa mai departe. Este vorba, da, despre nuci, care au un aport foarte important de sănătate asupra organismului nostru dacă le consumăm, ce credeți? Chiar zilnic. Aceasta este recomandarea ca dimineața să luăm 1-2 bucățele de nucă și să pornim ziua cu energie și cu mai multe abilități cognitive. Nuca este extrem de bună pentru dezvoltarea creierului și lucrul acesta putem deja să îl observăm tocmai din forma pe care îl are nuca. Această corelare dintre nucă și creier a fost stabilită prima dată de către grecii antici și până în ziua de astăzi oamenii consideră că nuca este foarte importantă pentru dezvoltarea creierului. Odată spartă nuca, ajunge să devină râncedă în scurt timp din cauza faptului că uleiurile pe care le conține în contact cu oxigenul nu reacționează foarte bine și uite așa nu o să mai fie la fel de crocantă și de bună ca atunci când o spargem imediat. Anumiți compuși care se extrag din frunzele nucului sunt folosiți pentru a îmbunătăți funcția renală și funcția hepatică. Ba chiar sunt persoane care își fac ceaiuri din frunze de nuc tocmai pentru a-și îmbunătăți starea de sănătate, în mod special ficatul, dar și rinichii. Vreau să vă mai spun un singur lucru despre nuci, despre primul nume pe care l-au avut acestea. Grecii au numit nuca carion, care înseamnă cap. Evident, tocmai pentru că seamănă cu creierul și pentru lucrurile bune pe care nuca le aduce asupra dezvoltării noastre cognitive. Este recomandat să consumăm dimineața, dar să nu exagerăm foarte mult cu nuca, pentru că conținând atât de multe uleiuri, ar putea să ne dea inclusiv greață. Nuca este importantă pentru creierul nostru și trebuie introdusă în meniu. Până atunci vă las cu Anisa și cu Greura și să vă mai introducă un invitat în meniul de astăzi al Fresh. Nu mai pot de râs. De la nuci. De la nuci le lua Abi. De la ce nuci mi-ai făcut Abi? Da. Da. E bucurie aici la Fresh Access. E bucurie aici. Auzi, invitatul se uită la tine. Ce are mă asta? De ce râd așa? Se uită, bă, frate. Da, dubios este. Nu că râd eu, ci că invitatul nu râde. Asta este pentru că nu știe. Păi trebuie să-i dai motiv să râdă. Mike Săvâică, bine ai venit la noi. Ești ok? Ești speriat? Da, sunt ok. Nu sunt speriat încă. Nu, de că ești ok, ar trebui el să întrebe. Tu ești ok? Exact. Mike, Adrian, încetează, te rog frumos. Dacă mai ai ceva de spus, vino aici în platou. Adrian e producătorul nostru, vino aici în platou și spune că noi, lăsați-mă să revin puțin. Cască și de asta zâmbim. Mike, actor, producător, regizor și ai un proiect foarte, foarte interesant pe care îl faci de fiecare an. Spune-le despre tine pentru că râsul meu s-a încheiat, acum e momentul tău. Da, sunt Mike Săvuică, am 26 de ani, deși la suflet mă simt mult mai bătrân. Da? Da? Te simți mai bătrân la suflet? Da. De ce? Așa, de ce e invers? Așa m-a dus drumul vieții. Dar e o plăcere pentru mine. Adică nu cred că e ceva rău în a fi un suflet bătrân. Păi da, pentru că asta denotă și înțelepciune, dar... Aici nu știu să zic, nu e la latitudinea mea să zic asta. Un bătrân se spune că ar trebui să fie și înțelept pentru experiențele vieții. Dacă nu ai un bătrân, atunci să-ți cumperi, știi cum e. Păi și totuși nu înțeleg cum a fost drumul tău. Cum a fost drumul tău de spui că așa a fost? Precum drumul tuturor, anevoios, cu bune și cu rele. Ce a fost atât de anevoios la parcursul tău? Până la 26 de ani ai făcut foarte multe. Ne întrebăm când ai timp, pentru că de băieții ăștia au 24 și nu fac nimic, dar stau... Da, așa este. Realitatea e că și tu la 37 de ani ce faci ceva? Care 37? Despre cine vorbești? Planific foarte bine. Nu prea mi-au timp liber.
Adică îmi pun niște obiectivuri la care vreau să ajung și nu mă las până nu ajung acolo. Și când ajung acolo, îmi pun următorul obiectiv. Și nu mi-amintesc să fi luat o zi liberă. Bine, evident că am avut zile libere sau vacanțe, dar foarte puțin. De la 11-12 ani până acum am muncit în continuu și vreau să trag tare. În același timp, tu te-ai confruntat cu niște boli destul de grave, scleroză multiplă. Ce ai mai avut? Uveită. Ce e asta? Uveita este o boală la ochi de la care poți orbi. Este o boală pe autoimună, ca și scleroza multiplă. Și am avut-o pe la 14 ani. Și asta cum se manifestă? Încep să nu vezi din ce în ce mai prost, chiar și cu ochelari, adică atunci aveam ochelari, dar nu mai vedeam bine. Și printr-o dietă foarte specială în care am mâncat doar fructe și legume crude și nuci, uleiuri, m-am vindecat. Serios? Wow! Și scleroza multiplă la tine cum s-a manifestat? Ca să nu plictisesc publicul. Cu siguranță nu plictisești. Mi-a amorțit un pic mâna stângă, după care mi-a amorțit un pic mâna dreaptă, după care ușor a amorțit aproape tot corpul meu. Simțeam apa invers, apa fierbinte o simțeam rece și viceversa. Asta la ce vârstă? Asta se întâmpla decembrie 2018. A, destul de recent. Da. Și cum ai trecut peste? Cu tratament. Și am fost în China unde mi-am schimbat complet lifestyle-ul. Ai fost în China odată ce ai avut boala asta, nu? Ca să te vindeci sau de ce ai căutat vindecare în... Sau ce puteai să mai schimbi, pentru că ai zis că deja ai început să ai o alimentație bazată pe vegetale, pe fructe, pe asta în perioada când a avut 14 ani. Am avut o dietă de adolescent rebel, din păcate, și după aia a trebuit să am un nou apel de trezire. Ai consumat alcool? Când ai găsit refugiu în alcool? Asta e o întrebare foarte bună. În primul rând, alcoolismul are multe forme. Adică dependența nu e singura formă. Eu nu simțeam nevoia de a bea zilnic, dar aveam o problemă în... inabilitatea de a-l controla consumul, înseamnă că nu puteam să mă opresc după un pahar. Sau nu vedeam rostul, n-am oprit după un pahar. Cred că primul an am băut la 14 ani și am început să beau mai serios în facultate. Și la 23 de ani am decis să mă las de tot. Și sunt într-un program de recuperare cu 12 pași. Încă mai ești în un program? Da. Dar mai consumi alcool? În comă alcoolică ai intrat vreodată? Nu. Nu, n-ai fost punctuală. Din fericire, nu. Și cum ai decis? Cum te-ai lăsat? Pentru că totuși e destul de greu să ai o dependență și să te lupți cu ea. Făceam research pentru un spectacol, un one-woman show, și am zis să-l facem într-un cerc alcoolici anonimi și mi-am spus, știi că există în România? Și eu am zis, există în România, nu există în România. Și m-am dus acolo și când i-am auzit pe oamenii vorbind, am zis, ok, oamenii ăștia mă înțeleg și n-ar rost să ajung să trec prin toate lucrurile astea. Și în ziua am decis să mă las. Dar ți-a fost rușine vreodată să vorbești despre asta? Nu. Nu, pentru că am făcut atâtea lucruri stupide de care mi este... Bine, acum mi le-am asumat, dar mi-era rușine pe vremea aia când beam, încât acum sunt mândru că nu mai beau și nu... Spuneai, totuși ai spus că nu consumai zilnic. Cum se manifesta dependența asta? Ocazional? Bea alcool sau cum? Da, repet, adică dependența, alcoolismul are mai multe forme. Dependența nu înseamnă neapărat să bei zilnic, dar în momentul în care beam, cum beai, nu te mai opreai? La două săptămâni, poate. Așa. Efectiv, nu puteam să mă opresc, adică nu... Păi totuși te opreai, pentru că te-a întrebat și Anisa dacă ai ajuns în coma alcoolică și aveai un punct în care te opreai. Se oprea corpul natural, mă culcam, dar nu... Dar cum îți mai puteai desfășura activitatea? Tu... faci atâtea lucruri. Îmi păstram seriile de weekend pentru puținul timp liber pe care l-aveam. Și în timpul ăla liber, tu puteai să fii un geniu în ceea ce faci. Da, și acum am mai mult timp. Și acum ai mai mult timp. Da. Par foarte trist în același timp. Adică, exact cum spuneai tu, că ai un suflet așa bătrân și parcă te apasă ceva. Parcă ai ceva care nu te lasă să te bucuri de viață. Da, mă apasă... Bine, asta e o temă pe care o au destul de mulți oameni. Mă apasă omenirea în sine, adică mă gândesc constant
ce pot să fac eu mai mult și mai bun pentru a schimba ceva și a lăsa un loc mai bun în urmă decât așa cum l-am găsit eu la momentul ăsta. Dar nu crezi că asta e o presiune pe care tu o pui constant pe tine și asta îți oferă o stare din asta mai sobră, mai letargică? Ba da, se poate. Dar eu par așa că sunt foarte chill, dar sunt un om destul de balanced, am zile și zile, nu pot să zic că tristețea e o stare predominantă. Și asta s-a întâmplat să fii trist. Astăzi sunt chill. Astăzi ești chill. Și te-ai gândit cum ai putea să schimbi tu lumea să fie un loc mai bun, să lași ceva bun în urma ta? M-am gândit la mai multe variante, da. Vom vedea care se întâmplă. Și nu poți să ne spui și nouă, măcar una? Eu cred că un lucru pe care putem să-l facem toți este să fim mai oameni, să fim mai umani, să fim mai empatici. Și mă gândesc întotdeauna cum pot să ajung să vorbesc cu cât mai mulți oameni la o scară largă pentru a-i ajuta să fie mai răbdători, mai calzi. Pui asta și în piesele tale, în piesele de teatru, în piesele... De cel mai multe ori, da. Sub niște forme foarte dure. Îmi place să iau tot ce se întâmplă mai dur în societate, să pun o oglindă și o lupă pe ce se întâmplă și de multe ori e șocant. Uite, ce te-a determinat să renunți la creștinism? N-am renunțat la creștinism. Nu? Nu. Sunt și hindus și creștin. Serios? Da. Și poți să fii în ambele religii? Hinduismul o permite. Da? Și creștinismul acolo unde mă duc eu să mă rog o permite. Atunci deci, la ce n-ai putut să renunți din creștinism? Ce te... Totuși, te leagă ceva puternic de creștinism dacă n-ai renunțat. Da, sunt valori diferite. Și am redescoperit creștinismul după ce am descoperit hinduismul. Adică eu am fost ateu niște ani, după care am descoperit hinduismul și prin hinduism am redescoperit și creștinismul. Și ce te-a determinat, deci dacă ai fost ateu, ce te-a determinat să crezi din nou în Dumnezeu? Ce te-a făcut să crezi în Dumnezeu? Am intrat într-un templu hindus în Bali, am închis ochii și am simțit că există ceva mai mult decât ce se întâmplă în jurul nostru. Există o forță superioară. Asta după bolile pe care le-ai manifestat? Undeva între ele. Între ele. Da. Bun. Te-ai convertit, adică la hinduism, după care cum ai descoperit creștinismul? Pentru că sunt destul de multe principii similare. Și am stat să regândesc tot ce credeam eu și să pun la o parte perspectiva de ateu și să caut și să mă documentez mai mult. Și așa am redescoperit creștinismul. Dar tu cu ce te ocupi în viața de zi cu zi? Sunt profesor asistent la Universitatea Hyperion, la master. Ce predai? Actorie biomecanică a lui Meyerhold și tehnică de vorbire Linklater. Tehnici pe care le-am învățat la facultățile din afară. Sunt producător și regizor și foarte rar sunt și actor. Dar asta mai rar. Foarte frumos. Și prin toate întâmplările pe care le-ai avut în viață, te face să spui că sufletul tău e mai bătrân? Da. Cred că asta e. Dar o spui asta cu o conotație negativă sau ești mândru de asta? Sunt mândru de asta. Deci ești mândru? Pentru mine e un lucru pozitiv. Că pot să ating un nivel de profunzime în spectacolele mele pe care poate nu l-aș atinge în mod normal la 26 de ani. Mm-hmm. Și atunci când cineva le vede, poate să fie atins sau lovit altfel, pentru că vin cu o anumită profunzime. Tu când te rogi ca un creștin sau ca un budist? Hindus. Ca un hindus. Da. Ambele. Cum? Câteodată așa, câteodată așa, sau le zic, convin? În fiecare dimineață și seară și Tatăl nostru și o rugăciune către Ganesha, deitatea cu cap de elefant. Dar de ce e nevoie de două religii? N-am găsit tot ce căutam într-una singură. El e politeist. Da. Da, există. Da. Anisa, prietenii tăi ce spun despre tine? Despre stilul tău de viață, despre ideile tale, concepțiile tale? Că sunt diferit, dar mă înțeleg destul de bine cu prietenii mei. Mi se pare că toți ne-am adunat de un moment destul de diferiți. Îți place solitudinea? Da. În general e solitar? Ai ce că da. Da, așa ești tu în general liniștit? Nu. Părinții tăi? Nu. Ce cu părinții mei? Părinții tăi cum sunt? Cu ce se ocupă? Cum...
cum au primit vestea că vrei să te convertești la hinduism, spre exemplu? Au fost foarte suportiv. Tatăl meu este ambasador, iar mama mea lucrează la cea mai mare companie de HR din România, Lugera, în Maclăr. Sunt foarte deschiși la minte, să da. Spun așa. Da, n-am avut niciodată probleme. Nici. Tu mai ai frați? Nu. Ești singur la părinți? Da. Dar nu locuiești cu părinții? Acum locuiesc cu mama la casă, dar urmează în scurt timp când e gata casa mea să mă mut. Este în construcție. Frumos. Mulțumesc. Maică, unde te vedem? În ce spectacole? Ce ne pregătești? Păi cel mai aproape vine Hiperfestul, care este festivalul Universității Hyperion, unde puteți să vedeți 9-10 spectacole și 30 de scurtmetraje ale tuturor studenților, unde am și eu 2 spectacole în regia mea, Wojciech și Femeia ca un cum de luptă. Și pe 14 puteți să mă vedeți la Teatrul Infinit în Cum am dresat un melc pe sânii tăi, de Matei Vișniec. A, Matei Vișniec, îmi place foarte mult Matei Vișniec. Am jucat și eu, să știi, în Spectatorul condamnat la moarte la un moment dat în viața mea. Ce să fac, Adrian? Atragi ceea ce găsești, ceea ce atragi. Să transmiți un mesaj celor care se uită la noi din experiența pe care tu ai acumulat-o, care ar fi acela? Hai să fim mai buni și hai să susținem arta și să lăsăm omenirea un loc mai bun decât am găsit-o pentru viitoarele generații. Iar prin faptul că ai zis că ești mândru că ai scăpat de dependența de alcool, îți recomand, dacă nu faci asta, să vorbești pe TikTok, unde e o platformă în care toți tinerii văd asta și să vorbesc spui despre... cum ai scăpat de dependență, pentru că sunt mulți tineri care sunt implicați în alte dependențe. De mai ai? Nu. Cred că sunt workaholic. Aha. Cred, încă sunt, dar atunci când îți place ce faci, nu poți să spui că muncești. Da, corect. Felicitări pentru Mulțumesc. Sufletul tău bătrân. Mulțumesc. Și pentru tot ceea ce faci. Și să auzim numai de bine. Mulțumesc. Da. Ai un stil aparte de a te îmbrăca și îmi place. Mulțumesc. De unde l-ai adoptat? Urmăresc destul de multe site-uri. Mulțumesc vedete din afară și iau ce-mi place. Dar chiar oameni pe care îi admir și de la care înveți, nu din punctul ăsta, nu de la în voi. General, nu voi. Care sunt aceia? David Lynch, Ai Weiwei, Tadashi Suzuki, Sergei Ostrenko, ăștia sunt cei care sunt în viață, Scorsese, Meyerhold, din oamenii care nu mai sunt Eu. În viață, Sinatra. Eu l-am făcut să zâmbească, nu băieții. Și mama mea. Mama ta, ce frumos. Se uită la noi? Din câte știu eu, da. O salutăm, da. O salutăm. Vă salutăm. Da. 27 de ani, 26. Mulți, mulți înainte. Mulțumesc. Și cine știe, poate în timp îți întinerește sufletul, dacă acum e așa. Și câți ani are acum sufletul? Cred că 100. Ei, o să fii așa, o să dai înapoi și o să-ți întinerești. Am primit o alertă, uite. Aolo, portocaliu, ploi torențiale, informație de ultimă oră, valabilă până la ora 18. Aolo, Abi, Mike, să vui că mulțumim pentru că ai venit la noi. Haide repede să vedem ce ne spune Abi, că e nasoală treaba cu descărcările electrice acum la ora 18. Noi nu mai plecăm de aici la Fresh. Vremea nu suferă îmbunătățiri față de zilele trecute. Dimpotrivă, în zilele următoare vom avea din ce în ce mai multe precipitații din ce în ce mai multe zone ale țării. În afară de precipitații, vom avea și descărcări electrice. Vor fi furtuni, va fi vorba despre vânt și de preferat să vă luați măsuri de precauție atunci când plecați de acasă, nu știu, să vă luați măcar umbrela la voi sau o pelerină, ori măcar un hanorac sau un tricou să vă schimbați. Pentru că vremea este extrem de capricioasă. Dimineața pornim cu 20-25 de grade și ce credeți? Până la prânz ajungem să avem o furtună deja, să avem un acoperiș zburat, să avem un copac căzut și tot așa. Fenomenele meteo extreme au început anul acesta mai devreme față de anii trecuți, atunci când ar fi trebuit să înceapă în timpul verii. Acum au început de la finalul primăverii. Încă n-am terminat primăvara, aceasta este ultima zi de primăvară, dar avem fenomene
meteo extreme. La noapte vom avea ploi și descărcări electrice în zona Transilvaniei, în Oltenia, în zona de nord a Moldovei și cam atât. În rest avem cer înorat și spun cer înorat pentru că ziua de mâine va aduce precipitații în aproape toate zonele țării. Vom avea precipitații în Craiova, în Sibiu, în Timișoara, în Brașov, în Galați, la fel vom avea și în Cluj și în Satul Mare. În Iași, în Târgu Mureș și în București vremea se va menține însorită. Vestea bună însă vine de la litoral, acolo unde vom avea 24 de grade fără ploaie, fără descărcări electrice, fără vânt, doar cu soare și câțiva norișori pufoși și cu apă caldă. Așadar, faceți-vă planurile de weekend pentru mare, pentru că vă așteaptă cu brațele deschise. Anisa, Grăuraș, unde vă petreceți weekendul? Suntem din ce în ce mai bine. Asta ne spune Cristi Lazar, instructor antrenament mental de fiecare dată. Așa este, nu? Nu poate fi din ce în ce mai rău. Nu, pentru niciodată. Pentru că există viață. Și atât. Punct. Tocmai ce am avut un invitat pe care l-admirați mult. Extraordinar moment și vă felicit pentru acest invitat. Mai să buică, da. Mă bucur că am putut să-i strâng și eu mâna. Foarte frumos moment. Ce te-a impresionat la el? Felicitări că v-ați adaptat frumos. Ce te-a impresionat atât de mult la el? Păi mi-a plăcut povestea lui și se leagă foarte bine cu subiectul nostru, dacă păstrăm subiectul pentru care m-a invitat. Cred că îl schimbăm. Ok, tu știi. Suntem pregătiți. Vindecarea prin iertare, l-am trecut și în promo și l-am promis prietenilor fresh. Cum ne putem vindeca prin iertare ce se întâmplă în corpul nostru, nu doar în sufletul nostru, în corpul nostru atunci când iertăm și ce se întâmplă dacă nu putem ierta pe cineva? Păi știi cum spuneam când eram copii și poate mai spunem și acum? Cine zice? Ăla e. Cine zice ăla e? Cu alte cuvinte, fiecare din noi suntem un izvor, da? Un izvor de orice. Tot ceea ce noi gândim, tot ceea ce noi simțim, tot ceea ce noi facem este izvorât din noi. Atunci dacă tu placi pe cineva, tu ești izvorul plăcutului, plăcerii, da? Dacă tu urăști, să zicem, sau cum să zic altfel decât urăt, ca să fie mai soft. Disprețuiești, tu ești izvorul disprețului. Deci sursa a ceea ce izvorăște din tine ești chiar tu. Sună da, nu, e filozofic. Este foarte... Da, e adevărat, da? Asta înseamnă că ne calibrăm în momentul când din noi izvorăște ceva, să zicem orice, hai să luăm iertarea acum. Da. Da? Ne calibrăm pe o vibrație, pot folosi cuvinte din astea? Da. Deja au intrat în limbajul cotidian. Ne calibrăm pe vibrația iertării, care este cunoscut și demonstrat de acum și de către oameni de știință, că vibrația iertării este o vibrație înaltă, este o vibrație a sănătății. Ba mai mult, s-au făcut cercetări și e foarte multă documentație pe tematica asta, pe oameni care nu pot ierta, așa zis, și poartă această, nu știu, ranchiună, această neiertare, să-i spun, în inima lor, în sufletul lor, în viața lor. Dom'le, pot să uit, dar nu pot să iert. Îmi aduc mereu aminte. Pare că iartă, dar totuși țin această... Cunoaștem și noi astfel de situații, nu? Poftim? Nu pot sau nu vor? Există persoane care nu pot ierta prin structura lor? Eu cred că răspunsul e da. Adică nu pot ierta pentru că e maximul ce pot face atunci. Însă, printr-un antrenament către acest scop, se poate surmonta. Mă gândesc la ce spunea invitatul de dinaintea mea. Cum s-a predat practic. Asta a fost ceea ce a făcut. Da? S-a predat practic programului de... A vorbit despre Alcoolici Anonim, da? Despre această organizație. N-am reținut dacă e în România sau nu e. E în România, da. E în România. E senzațional. Primul lucru pe care te pune acolo din cunoașterea mea să-l faci este să recunoști. Pentru că tu în momentul în care recunoști un lucru, că, nu știu, nu poți să ierți pe X, tu în momentul ăla te echilibrezi. Deci nu te mai opui. Nu mai intri în acea furtună interioară care manifestă în permanență și aduce în permanență o stare și o vibrație joasă.
pentru tine, care, din care izvorăște și o boală până la urmă. Desigur, o să-mi pui o întrebare cu ce se întâmplă cu copiii care se nasc cu ei, ce vină au. Vorbim de, se acceptă de karmă, vorbim de linia genealogică, vorbim de foarte multe lucruri, plus că revin iarăși la invitatul de dinainte. Și iartă-mă că aici te completez, există și o carte. Sufletul bătrân. Da, există și o carte scrisă de un preot sau de un pastor, nu mai știu exact, care se numește Păcatele părinților, bolile copiilor. Acum, pentru cine crede? Da, așa. Bun, păi, sufletul bătrân. Păi și în cazul ăsta, păcatele copiilor... În Scripturi se spune că păcatele părinților cad asupra copiilor. Da. Pot să amintesc că am voie să promovez ceva? Ce am voie? Am voie să promovez ceva? Scriptura am voie, da? Da, aici se poate. În fiecare luni seara, la ora 21, pe grupul nostru din ce, din ce în ce mai bine. Da? Admir mesajul, am văzut. Mulțumesc, apreciez. E din ce în ce mai bine. Pe grupul nostru de Facebook, din ce în ce mai bine, în fiecare luni seară avem o meditație, o... Relaxare, un exercițiu, da, ghidat pentru iertare. Iertarea liniei strămoșești. Vreau să vă spun că facem de cam de 2 ani de zile lucrul ăsta, deci sunt 10, aproape poate peste 100 de astfel de meditații. Peste 2 ani de zile, de când a început pandemia. Și sunt oameni acolo care au raportat niște lucruri, au venit înapoi cu feedback, da? Și au spus așa, de exemplu, fiica mea nu putea să nască. Deci orice a făcut, am făcut de câteva ori iertarea asta și m-a anunțat că e gravidă. Am pus-o pe seama exercițiului. L-am făcut de câteva ori. Dar atunci când faci acest exercițiu, așa, trebuie să te gândești strict la persoanele pe care nu le poți ierta sau care, sau pur și noi facem ceva specific, mergem spre linia strămoșească. Cu toții suntem oameni și suntem supuși greșelii, erare humanum est, spune o vorbă de la mine din Giulești, acolo m-am născut eu și așa se vorbea, erare humanum est, omul este supus greșelii, toți oameni fiind greșim. Greșim cu voie, greșim fără voie. Greșim cu fapta, greșim cu cuvântul, greșim cu gândul de multe ori. Uneori cunoaștem că am greșit, alteori nu cunoaștem că am greșit. E, toate aceste greșeli din izvorul nostru devin de fapt un soi de energie. Primul pe care îl afectează suntem noi. Cum se zice, ai făcut, cine zice ăla e, tu plătești. Când? Uneori e nevoie de timp ca să plătești. Și când spun a plăti, nu înseamnă doar a plăti ceva ce poate ai greșit. Poate a plăti este și în sensul celălalt, că ai făcut bun. În toate cazurile trebuie să ierți. De exemplu, mă gândesc la m-am căsătorit și soția mea mă înșeală. Trebuie să o iert, adică... E o supoziție, bănesc. Da, evident. Pot să răspund eu? Da, te rog. Da. Trebuie să o ierți. Poți să alegi să nu rămâi cu ea și să accepti, dar trebuie să o ierți și... Adică în toate cazurile trebuie să ierți, nu sunt momente în care... Absolut, în toate cazurile trebuie să lași omul să fie exact așa cum își dorește. Nu e în posesia ta nimeni și nimic pe pământul ăsta și fiecare are dreptul să-și trăiască viața așa cum își dorește. Ok. Foarte părerea frumos. Mea. Da, răspunsul. Pot să te întreb și eu ceva, Iosif, da? Beni. Băi, v-ați schimbat lucrurile. Da, vezi, te-au păcălit. S-a făcut special pentru tine. Și m-am uitat să văd cum stau. Oricum, e Beni. Din ce în ce mai bine. E din ce în ce mai bine. Beni, te rog, spune-mi cu ce te ajută pe tine faptul că nu o ierți? Sau că ai putea să nu o ierți? Pur și simplu, faptul că mi-a greșit în felul ăsta destul de grav. Ok. Nu cred că se impune iertarea acolo, adică nu e justificată. Ok, înțeleg ce spui, dar te rog să fii atent la întrebarea mea. Cu ce te ajută pe tine faptul că nu o ierți? Păi uneori nu poți gândi, dar nu mă gândesc te poți gândi la ce sau nu te ajută bine, în bine sau în rău. Ai auzit? Nu mă gândesc. Da, nu deci știu să mă gândesc dacă mă ajută sau nu mă ajută. Exact, ai răspuns. E o chestie perfect. De ego, poate, de orgoliu tău. Și mâhnirea e parte din viață. Dar de ce spui ți-a greșit? Citesc o carte acum, senzațional. Și pentru că am făcut un legământ cu ea. Da, dar dacă vine un om și îl omoară pe fratele meu, îl iert? Ia să vedem. Păi nu îl iert niciodată. Păi nu, dar zi tu. Ce te ajută pe tine? În cazul ăsta ierți? Dar nu e vorba de... Deci nu e vorba de iertare. Adică nu e ca și când iertarea... Ca să le explicăm puțin că iertarea nu se manifestă la modul... Trebuie să accept un lucru sau accept persoana aia în da, viața cum? Mea. Deci ba, tu da, poți accepti. Să nu. Nu. Ai deci iertat, tu te desparți uitat, de soția ta, dar îi dorești binele, îi dorești să fie fericită,
Păi nu poți gândi, ui, atunci uite, ok, nu, bine, în cazul ăla să zic. Foarte simplu. Dar ți-am zis, uite, în cazul meu vine și Lomar, frate, îmi dau exemplu. Doamne, nu sunt dar asta. De ce? Păi, anulează, păi anulez gând, ok, anulez, dar zic, da, se întâmplă chestia asta, cazuri. Că sunt cazuri, vine un criminal și se omoară cea mai dragă persoană. Okay. Și într-un mod ce barbar, probabil, da, clar, exact. Intenționat a făcut asta. Bine. Special ca să-ți arate. Ați dus discuția. Și cu ce te ajută pe tine să nu ierți persoana? Tu dai ce în sufletul ei? Tu îți dai seama ce... Furie, fel de... pentru că de asta a făcut asta, nu? Da. Ce seama ce amărăciune, ce om... Unde e amărăciunea? La mine? Și la tine și la el. La el de ce? Eu am o singură întrebare. El cu ce te ajută să facă asta? Să nu-l ierți. Dar răspunde-mi, te rog, la întrebarea asta. Punctual. Nu te ajută. Îl aduce înapoi? Nu te ajută. Dar nu stai repară să te ceea ce a făcut soția în exemplu tău. Păi da, și ce nu. Face? Strângi tu de gât probabil și ești la fel ca el, nu? Probabil intri într-un șoc. Știi ce se întâmplă atunci în organismul tău? Pentru că ăsta era subiectul. Când ești plin de neiertare, ca să nu zic că urăști. Ok, da, da, că nebunesc în momentul sunt ăla. Sunt toți hormonii ăia și toate substanțele. Nebunesc și nu mai știu să iert sau nu. Unde? Rămâne în aer. El a omorât. Vă recomand o carte spectaculoasă. De fapt, e o serie de cărți. Avem timp de citit? Nu. Da, avem, nu, avem, chiar nu. avem. Nu te, nu suprima, aici vorbim și ne spunem părerile și învățăm, așa mi se pare. Am impresia că am nimerit, eu pot să mă retrag dacă aveți o treabă de rezolvat. El dădea un scenar că dacă nebunesc, dar păi ce nu, că știi că se întâmplă și de la o sperietură, în momentul în care poate mă sperie cineva nebunesc. La scenariul ăsta în care... Hai să vă zic părerea mea acum. Lumea merge așa cum merge și ne referim la... Mai ales la ce nu ne place, da? Pentru că tot vedem tot felul de lucruri în jurul nostru care nu ne plac. Societatea e dată peste cap, învățământul e dat peste cap, da. Oamenii se războiesc unii cu alții din nimic și pentru un habar n-avem pentru ce, dacă suntem oameni întregi la cap și stăm drept și judecăm, drept ne uităm și nu ne dăm seama de ce mor niște oameni la doi pași de noi, da? Dincolo de graniță. Pentru un război care... Deci totul vine din această neiertare. Da. Și se pare că oamenii nu pot ierta pe ceilalți până nu se iartă pe sine. De aceea e bine să-ți antrenezi acest mușchi al iertării, pot să spun, pe lucruri simple. Pe lucruri care poate nu te privesc personal. Pentru că atunci când tu ești încărcat personal și lovit de o situație de genul ăsta, că ești lovit, zdrobit, efectiv, de un eveniment de genul ăsta, cu soția, cu copilul, cu criminalul, cu hoții, cu, da? Tu nu poți din acel punct al tău atât de efervescent, atât de turbulent să te echilibrezi. Ești ca o barcă în valuri. Și atunci dacă vei începe un antrenament, cum zice mentorul meu Jose Silva, fă până ai nevoie. Cum zice o vorbă românească, sapă fântâna până ți este sete. Dacă tu antrenezi mușchiul iertării înainte, știu că sună... Nu, fără îndoială, iertă e ceva extraordinar și Scriptura spune să iertăm. Iisus dar spune să ierți de 70 de ori câte 7, exact, nu odată. Exact. Că cei mai mulți iartă dar din buze, te-am iertat. Noi spuneam de situațiile alea critice în care ți se greșește foarte mult și probabil tu ca om îți este greu să ierți. E foarte greu. Este greu să ierți dacă accepti că... Este greu să ierți și doar atât. Până și Domnului. Da, este dificil să ierți. Până și Domnul Iisus pe cruce a spus iartă-i, Doamne, că și nu știu ce fac. Tu te raportezi și foarte, nu știu cum să spun, egocentric, nu știu cum să. Dacă tu zici mi-a greșit. Dar de ce ți-a greșit? Omul a ales păi să te a greșit al cuiva? Stai puțin, te-a înșelat, da? Da. Foarte bine, să fii fericită, draga mea, mă rog, pentru tine. Evident că îi doresc să fii fericită. De, dacă soțul meu ar pleca acum cu o altă femeie, ea spune asta te iubesc, să fii fericit și m-aș ruga pentru el. Asta este iubirea, să iubești un om. E un caz mai acceptabil, dar eu ți-am dat exemplu acceptabil. Cu fratele meu. Da. Cum adică e un caz mai acceptabil? Nu, e un caz în care se accepte. Băi, frate, mă doare undeva, adică asta e, nu mai găsesc alte femei în viață sau un alt bărbat. Se pune problema asta, e o absurditate. Dar e un caz mai grav ce am zis eu, că nu cred că o să-i zici tu, mă rog, pentru el, dacă mi-o moară fratele, Doamne, ajută-l în viață. Nici comparația nu e indicată aici să faci comparație cu înșelași. Păi nu, că ea are dreptate, că ea a zis că fericită nu, și gata. Nu, dar nu are legătură cu nepăsarea în sufletul meu, dar exact. Sufăr, o să-mi fie dor de el poate până la sfârșitul vieții, dar îi dau libertate. Sufăr. Dar oare cum poate... Ce noțiune despre iubire ai tu? Iisus spunea că... Iisus, că nu știu altul mai bun în domeniul ăsta, da? Spunea că
iertarea vine din iubire și că este același lucru, de fapt, e contopit cu iubire. Dacă tu nu poți iubi, nici nu prea ești bun la iertare. Da? De aceea se antrenează una pe cealaltă. Mă gândesc. Liciu Șotesc acum se gândesc să iertă. Dacă iau căști, data viitoare să-mi dai și mi-o cască. Da, Cristi Lazar, un subiect foarte puternic și puțin timp. Și Adrian a fost foarte cu minte pe acest subiect. N-a comentat deloc, a ascultat și a spus să continuăm discuția data viitoare. Săptămâna viitoare o să luăm o scurtă vacanță, într-un fel, pentru că o să ne mutăm într-un loc serios, mai frumos pentru unde, unde? Pentru A7 TV, undeva pe Splaiul Unirii. O să, o să fie bine, din ce în ce mai bine. Din ce în ce, ce mai bine cu Cristi Lazar. Te rog să o îmbrățișești și pe Anca. Mulțumesc. E bine și ea, nu? E bine, da. E bine din și ce ea. În ce mai bine. O pup și o îmbrățișez. Mulțumim pentru că ne-ați fost alături. Mâine la Fresh Access avem o ediție specială de ziua copilului. Ne întoarcem în timp și o să fim din nou copii. Abia iar așteptăm. Voi sunteți foarte bine îmbrăcați. Da, mulțumim, Anisa, de acum fiecare zi să ne spui asta. Advers România. Se datorează tricourile, mulțumim pe această cale. Și rămâneți pe A7 TV pentru că urmează Alina Ilioi Mureșan cu emisiunea Alături de Tine. Seară frumoasă, vă pupăm!